Salutare națiune, bine ai revenit pe canal la un nou clip, bine ai revenit la o nouă listă și, în mod surprinzător, astăzi fac o listă în care vorbesc despre nota de Ambroxan, dușmanul meu numărul 1 în materie de parfumerie. Nota pe care o răsc din toată ființa mea, cu patimă, în creațiile parfumate. O notă care este un substituent chimic al notei de Ambergris sau amber Gris, așa cum o puteți regăsi. O notă folosită foarte frecvent în parfumerie, tocmai datorită faptului că ambergris-ul este foarte, foarte greu de găsit și tocmai de aceea prețurile sunt extraordinar de mari. Este cel mai scump ingredient din parfumerie în momentul de față, urmat de lemnul de agar. Vorbim despre prima intrare în această listă, o compoziție de la casa Disquared și vorbim despre Disquared Wood sau mai bine zis, noul Disquared He Wood. Un parfum foarte interesant, în care tonurile lemnoase domină compoziția de la început și până la sfârșit, însă sunt foarte mult ajutate de o notă de ambroxan. Notă de ambroxan, care comportă în parfumerie un odor specific de mosc. Mosc, uneori mai întâlnești specific lemnos, depinde pur și simplu de interpretare și de interacțiunea cu celelalte elemente din compoziție de fixativ și așa mai departe. În fine, intrăm în detalii. Ăsta este un parfum însă în care ambroxanul este foarte bine introdus, este foarte bine făcut și mie îmi place cum miroase de data aceasta. Mai ales în combinația cu notele lemnoase. Ai lemn de cedru în mod deosebit în această compoziție, care miroase absolut superb. Este un parfum absolut excelent din punctul meu de vedere a fi purtat primăvara, vara și toamna acest wood de la Disco cu o performanță foarte bună și ăsta este motivul principal pentru care a fost introdusă nota de ambroxan în compoziție, tocmai ca să ajute performanța celorlalte elemente. Un parfum foarte flexibil, foarte versatil, poți să-l porți în orice tip de scenariu, la orice fel de ținută și în mod deosebit dacă ești iubitor al tonurilor lemnoase, cu siguranță îți va plăcea acest Disquiet Wood. Prima intrare, prima recomandare. A doua intrare, a doua recomandare, este Fratiso. Mai exact, frumusețea asta, pe nume Discord Greenwood. Aici avem cu totul și cu totul alte elemente. Asta este un parfum mai verde, tot lemnos, dar ai și santolină în el, de exemplu. Mai ai și niște tonuri citrice, în mod deosebit de lămâie. Dar din nou, ai această notă de ambroxan care conferă întreaga legătură a tuturor notelor din compoziție. Din nou, un parfum foarte frumos ca miros. O interpretare foarte frumoasă a notei de ambroxan. Exact ca și în fratele său în Wood. Însă de data aceasta, parfumul ăsta este mai fresh, este mai răcoritor și comportă un aspect mai herbal, mai verde oarecum de sevă de iarbă proaspăt cosită sau proaspăt tăiată, amestecată cu tonuri lemnoase, ceea ce este absolut superb. Din nefericire, însă, Greenwood nu beneficiază de aceeași performanță pe care o oferă fratele său, nici ca longevitate, nici ca proiecție, nici ca siaj, dar este un parfum absolut excelent din punctul meu de vedere a fi purtat vara, în mod deosebit, în temperaturi ridicate. De sena, un parfum foarte versatil pe care poți să-l porți și în restul anului, în modul săbit în condiții de birou, în condiții de spații restrânse, când vrei să miroși proaspăt, când vrei să miroși curat și de asemenea deopotrivă să miroși elegant. A doua intrare, Greenwood de la D-Squared cu o componentă foarte, foarte pregnantă de Ambroxan. A treia intrare vine de la casa Bentley și vorbim despre un parfum fascinant pentru mine. Vă spun sincer, nu este preferatul meu de la casa Bentley, dar parfumul ăsta miroase fenomenal de bine și este un parfum la care devii foarte ușor anosmic. Bentley for Men Azur. Parfumul ăsta nu conține propriu zis ambroxan în el, conține un derivat al ambroxanului și anume molecula Orcanox. Molecula Orcanox care este asemănătoare cu molecula Loranox, care este exact același lucru și anume un substituent de ambroxan în parfumerie și pe care o reîntâlniți dacă nu mă înșel în uh, la Lic, în linia Noir Premier, uh, în Ter Aromatic. Așa, în lic Ter Aromatic. Mi se pare că acolo întâlniți molecula de Loranox. Ei, hey, Loranox, Orcanox, Ambroxan, bla bla bla, Ambroxidă, că puteți să întâlniți și termenul ăsta, este exact același lucru. Este ambroxan. Însă, aici este în cantitate hiperindustrială, se combină cu foarte, foarte multe tonuri citrice, de asemenea se combină cu niște tonuri foarte, hai să spunem, oarecum herbale, cu niște tonuri oarecum acvatice, Ăsta este un parfum foarte proaspăt, foarte răcoritor. Efectiv îți creează senzația de răcorime la nivelul pielii. Senzație pe care ți-o provoacă, de exemplu, sau ți-o poate provoca, de exemplu, Mugler Cryptomint, al casei Mugler. Dacă știți parfumul respectiv, e bine, știți ce înseamnă senzația aia de răcorime la nivelul pielii. Exact asta face și acest Bentley for Men Azur. Doar că ăsta miroase fantastic de bine, fantastic de Elegant totodată, și în același timp denotă o, o aptitudine, a zice, cumva luxuriantă. Nu somtoasă, dar uh, luxuriantă, de high-class, dacă vreți. Exact precum uh, o mașină, de exemplu, a celor de la Bentley. Mai mult decât atât, parfumul ăsta performează fantastic de bine, cu o performanță absolut ieșită din comun. Lasă o dâră de miros după el absolut colosală și din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai bune parfumuri pe care le poți cumpăra în momentul de față la un preț extrem de accesibil pentru temperaturi ridicate. Dar atenție, eu l-am purtat și iarna, l-am purtat și primăvara, parfumul ăsta performează la fel indiferent de condiții, indiferent de anul timp, indiferent de scenarii. A treia recomandare, Bentley for Man, Azur de la Bentley. Repet, nu este preferatul meu din colecția Bentley, preferatul meu este Bentley for Man, absolut, cred că știți după ăsta, dar nici cu ăsta nu mi-este rușine cât este de bun și cât este de calitativ, ținând cont de prețul la care cumpăr undeva în zona de maxim 200 de lei. Ultima recomandare din această listă vine de la casa Isemiake, vorbim despre Le Major Dissé Shade of Sea. E, și aici ai niște componente foarte interesante, în mod deosebit niște tonuri acvatice marine. Ai de asemenea o prezență foarte, foarte mare, dacă nu mă înșel, tot a moleculei orcanox. S-ar putea să mă înșel, s-ar putea să nu, dar eu așa țin minte că orcanox este în compoziție, nu am brosan, dar repet, este unul și același lucru. Nici, nici măcar nu trebuie să vă bateți capul cu detalii de genul ăsta. Și este prezentă, este sesizabilă. Uh, mai mult decât atât, parfumul ăsta este oarecum în linia lui Bentley uh, for Men Azur, adică extrem de răcuritor, extrem de fervescent, uh, cu o performanță de asemenea absolut ireală la nivelul pielii mele pentru un parfum fresh. Asta în condițiile în care parfumurile fresh, parfumurile proaspete, nu sunt tocmai cele mai bune performante când vine vorba despre longevitate, proiecție sau siaj. Cu toate acestea însă, Leo Major Lise Shade of Sea este un parfum care performează incredibil de bine. Este un parfum care miroase foarte, foarte frumos. Îmi plac în mod deosebit tonurile acvatice marine prezente în el. Mi se pare că sunt și ceva elemente de alge marine, de asemenea, care creează un sentiment foarte proaspăt, foarte răcoritor și oarecum cu o tentă sărată, maritimă, destul de prezentă. Drept urmare, Le Major Dissé este un parfum care mie îmi place, de aia face parte și din colecția mea și, drept urmare, vi-l pot recomanda și vouă. Performanța este absolut excepțională, foarte bun parfumul pentru temperaturi specifice primăverii, verii și toamnei, dar l-am portat și iarna și se comportă exact la fel. Un parfum de timp liber, un parfum de ținută mai casual, maxim semiformală, aș îndrăzni să zic. Dar cu toate acestea, dacă vrei să miroși bine, să miroși proaspăt, curat și deopotrivă, să atragi și complimente, ăsta este un parfum care nu-ți va rupe buzunarul în două, pentru că și pe ăsta undeva în zona de 200 de lei sau ceva de genul ăsta. Astea sunt cele patru recomandări parfumate pe bază de Ambroxan. Repet, nu sunt absolut deloc fan al acestei note. Ceea ce dețin în colecție cu aceste note sunt aceste parfumuri pe care le-am arătat și vouă pentru simplu fapt că sunt patru parfumuri care mie chiar îmi plac și care chiar funcționează la nivelul pielii mele. Drept urmare, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc ca întotdeauna pentru timpul acordat, ne vedem data viitoare, până atunci, toate cele bune!